România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Următoarele 2-3 săptămâni vor fi unele aproape normale la noi în țară și vor semăna într-o oarecare măsură cu ceea ce trăiam acum 2 ani, 3 ani. Românii sunt încurajați de guvern să-și rea viața așa cum era înainte de pandemie, fie că e vorba de petreceri, de cumpărături sau de posibilitatea de a te aduna la un loc cu cei dragi. Domnul ministru Rafila spunea în urmă cu câteva minute, decât măsuri dure care să nu fie respectate, mai bine unele relaxate, dar respectate cu rigurozitate, că știți că așa e la noi în România. Guvernul a anunțat marea relaxare așadar, măsurile mai dure din timpul valului 4, care ne-a încercat atât de greu, vor fi înlăturate, sunt eliminate după cum urmează: interdicțiile de circulație noaptea, se prelungește programul magazinelor până la ora 22, masca nu va mai fi obligatorie în spațiile publice care nu sunt aglomerate, iar la mall-uri se intră și cu teste rapide, cum le zice. Vom putea face petreceri în nopțile de Revelion și de Crăciun, vom putea merge în vacanțe și aș pune mâna în foc că nu vom fi atât de strict controlați. Va deveni o chestiune de responsabilitate individuală. De altfel, noul guvern deja lansase semnale în această direcție. Domnul Rafila a spus mai demult că certificatul verde se va numi COVID și va fi folosit doar în vârful valurilor care eventual vor mai apărea și nu ca un instrument zilnic. Domnul Rafila spune că o lege în acest sens chiar este pregătită zilele astea. Dacă va veni valul 5, de exemplu, așa cum este în alte țări europene, o să pună restricțiile atunci. Până atunci, zice domnul ministru, trebuie să ținem seama de specificul poporului. Iar specificul este că refuză vaccinarea și restricțiile. Bine, avem și un specific al politicienilor care refuză să ia orice tip de măsură nepopulară, de teamă să nu-și piardă scaunele sau punctele electorale. Dar avem și un specific în care ei zic că rolul politicianului este doar să împartă ceva bani la toată lumea. În egală măsură, să spunem drept, boala este în scădere la noi și este firesc să ne purtăm ca atare, nu? Adică nu putem să stăm crispați și restricționați la infinit dacă numărul de cazuri, numărul de infectări scade. Și vorba doctorului Marinescu, în anul 2022 trebuie să ne obișnuim să trăim cu boala. Doar că la noi, în afară de relaxare, nu e nicio măsură care să stimuleze vaccinarea sau care să ne pregătească de un nou val, al cincilea. Experiența europeană ne arată că valul ăsta vine, chiar și în ciuda vaccinării. Și tot experiența europeană ne spune că sunt o sumedenie de măsuri pe care țările le iau ca să fie ceva mai bine pregătite. De asta azi vă invit și pe cei din afară să ne fiți alături, dacă sunteți peste granițe. Chiar aș încerca, vă propun așa un dialog, o experiență europeană și una românească, sau invers, să ne auzim, domnule, la voi în Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, cum a fost? Uite cum a fost și la noi. Ce putem învăța unii de la alții? Putem învăța unii de la alții în astfel de situații? O să zic și eu așa pe scurt că rezultatul acestor măsuri e că o să ne prindă un val al cincilea cu o populație mare, nevaccinată și nepregătită. Și aici în România ați văzut că nu prea ne pasă dacă mor oameni. Îmi cer scuze că spun asta, dar asta a fost atitudinea guvernanților până acum și cred că și a unei părți importante din societate. Dom'le, aia e. Nu au murit ai noștri cum ar fi, au murit unii. Așa vedem lucrurile. Și dacă le vedem așa, trebuie să spunem că poate contează și faptul că e o risipă de resurse. Orice val din ăsta care îți blochează spitalele și îți cere mulți bani, duce la o risipă de resurse. Da, asta e o primă concluzie. Mai dezvoltăm pe parcurs. 0372069599, știu că-l știți, liniile sunt pline deja. Eu vă întreb astăzi, hai să zic pe scurt întrebările, cum vi se par măsurile anunțate de guvern? Ce efecte credeți că vor avea asupra numărului de îmbolnăviri, dar și pentru stimularea vaccinării? Dar dacă locuiești în străinătate, cum se procedează acolo unde ești tu, ce limitări mai sunt aplicate și cum sunt aplicate? Schimb de experiență astăzi la România în direct. Nu uitați că suntem și pe Facebook la Europa FM. Andrei deschide discuția de astăzi. Salut, Andrei, din București. Salut, Cătălin.
Te ascult. Îmi pare rău că nu sunt din străinătate. Am un frate care trăiește în Austria de ceva ani bune acolo și lucrează într-un domeniu adiacent medicamentelor, ca să zic așa, și are câteva relații în domeniu și nici el nu era convins de vaccinuri în general, chiar și înainte de pandemia de COVID, și totuși s-a vaccinat, pentru că, nefiind el un specialist, preferă să iau decizie primind sfaturi de la oameni care se pricep. Așa cum puțini români și alte popoare cred că fac, cum s-a mai zis în câteva emisiuni la voi, mulți ne credem experți în de toate. Dar totuși, da, când vine vorba de a-ți proteja viața, cred că e important să treci un pic peste îndoieli și să asculți mai degrabă de un expert decât să încerci să iei tu o decizie. Cum ți se par atunci, în ordinea asta, în ideea pe care o spui, cum ți se par măsurile anunțate astăzi? Păi, având în vedere ce ai spus legat de 2022, sunt de acord și cu asta. Vom trăi cu virusul de acum încolo, la fel ca și cu gripa, doar că e un virus mai recent și atunci trebuie să ne protejăm un pic mai bine, pentru că la gripa am avut generații întregi care ne-au... de la care am moștenit imunitatea pe parcursul generațiilor și în cazul COVID nu e cazul și noi suntem printre primele generații și trebuie să încercăm să acceptăm vaccinul ăsta pentru că ne oferă șansa să nu, vorba ta cum ai spus, să nu murim atât de mulți. Dar din privința relaxărilor, de vreme ce o să trăim cu virusul de acum încolo, cred că cei care oricum sunt conștienți de virus se protejează cu sau fără restricții, au grijă. Am și cunoscuți care sunt reticenți să iasă, de exemplu, cu un copil mic și să îl expună în colectivitate de vreme ce nu este vaccinat. Iar cei care nu sunt vaccinați și nu cred în vaccin, indiferent de restricții, nu știu dacă au un efect sau cel puțin cel dorit. Da, acum, știi, nici măcar nu e vorba de vaccinare aici, e vorba de o doză de responsabilitate pe care o putem împărți cu toții, de fapt despre asta e vorba. Că eu nu vreau... Exact. Îți mulțumesc tare mult, Andrei, spor la treabă și drum bun, bravo că ai oprit pe dreapta, ați văzut că se auzea că a oprit pe dreapta ca să vorbească, așa se procedează, așa vă îndemn pe toți. Lucruri pe care le putem învăța de la alții. Nicu ne sună din Italia. Salutare, Nicu. Cum e la voi? Salut, Cătălin. Salut. Nu știu dacă mă auzi. Te aud bine. Tot mers. Acum intru într-o parcare aici să mă opresc, să putem discuta. Cum să fie? În Italia par să fie așezate un pic lucrurile după restricțiile care au fost, după vaccinarea, procentul de vaccinare care este... Dar totuși o privesc, nu știu cum, cu un pic de neîncredere. Totuși sunt cazuri de îmbolnăvire, pun din nou restricții, se întâmplă. Deci parcă aș zice că totuși un pic este sub control. Dar ce restricții sunt, Nicu? Da. Stai un pic, spune-ne ce restricții sunt. Adică cum e viața ta? Unde? Ai certificat verde? Trebuie să-l prezinți? Cum faci? Eu certificatul verde l-am, încă m-am vaccinat acasă când am fost în concediu la sfârșitul lunii septembrie, pentru că deja era, nu mai puteam să merg la lucru după 10-15 zile din octombrie, când ei au tranșat totul și au spus că nu ai certificatul verde, nu mai poți să mai mergi la muncă. Angajatorul tău îți cere certificatul ca să poți munci. Angajatorul meu mi-a zis așa, eu... După data de 15 octombrie, te pot primi la servici cu certificatul verde. Ai trecut prin boală, ai făcut vaccinul sau te testezi. Am înțeles. Asta a fost. Și unde îți mai cere certificat? Păi da, haideți ca să mergem mai departe. Eu sunt șofer de tir. Așa. Și pe data de 15 septembrie, când m-am dus să încarc o cursă pentru Franța, pe 15 octombrie, da, scuzați-mă, n-am putut să intru în acea fabrică fără să-i arăt certificatul verde, green pass-ul, cum zic ei. Aha.
Nu-l aveam, nu puteam să intru în acea fabrică. Deci după data de 15 octombrie nu s-a mai discutat. Adică tu n-aveai treabă acolo decât altceva să încarci. Nu aveai mare lucru. Te duceai la încărcat și plecai. Și numai ca să... Gândiți-vă că este o fabrică la care eu fac serviciul ăsta de vreo 10-11 ani. Ne cunoaștem foarte bine. Suntem, practic, s-au legat prietenii. Nu s-a putut, n-a intrat nimeni fără Green Pass. Am înțeles. Nu s-a intrat. Nu s-a putut. Acum, vedeți că sunt fel și fel de restricții, că în România, că în Franța, că nu știu ce. În Franța nu se discută despre așa ceva. Dar eu totuși mi s-a părut un pic dură această măsură, dar eu cred că totuși a dat rezultat. Da. Îți mulțumesc tare mult, Nicu din Italia. Ai noștri v-am spus că sunt peste tot în lume. Uite, domnule, cum se procedează în alte părți. Domnul Badea, cred că n-ar fi nume mic, ne sună din Olt. Salutare! Alo, Cătălin, m-auziți? Cum ți se pare marea relaxare? Și dă-mă mai încet la radio că m-auzi la telefon. Așa, hai că să ne pregătim. Restricție aplicată de aici. Salutare. Ideea e în felul următor. Noi încercăm să împrumutăm din afară pentru România lucruri care nu au mers niciodată. 30 de ani încercăm Constituție din Franța, nu merge în România. Uh-huh. Este clar că la români nu merge ce merge de obicei în Uniunea. Da, a explicat profesorul Daniel David vineri la emisiune, chiar aici, este studiată. Pare rău, vineri, nu v-am auzit. Da, îți spun eu, tu ai simțit intuitiv așa o concluzie pe care el a studiat-o științific. Multe dintre instituțiile europene aplicate în România nu funcționează aici din cauza specificului nostru, din cauza modului în care suntem noi. E corectă concluzia, dar unde vrei să ajungem cu ea? Concluzia mea este așa. Eu așa aș face pentru România, pentru țara asta. Aș face în felul următor. Aș zice așa. Pentru oricine se vaccinează, aș da 1000 de lei să-și facă toate dozele. Pentru oricine se vaccinează. Da? Nu te vaccinezi, nu vrei să faci, bun, vei plăti tratamentul. Okay. Eu te recompensez pentru că 1000 de lei face mai mult decât 10.000 de lei cât e tratamentul. Da? Deci decât să tratezi un om grav, mai bine anticip 10. Părerea mea sinceră și vă spun că văd toată România asta din cap în cap. Sunt atât de multe de discutat și greșim în atât de multe lucruri și în atâtea privințe, încât, credeți-mă, asta e singura soluție. Hai. La noi, în afară, spuneți-mi noastră, îi numer pe degete, 2-3 artiști, 2-3 cântăreți care s-au zis, dom'le, hai să facem 100 de persoane să ne strângem în România asta. Oameni care sunt unul și unul. Bă, oameni buni, asta este pentru noi. Hai să nu mai fim dezbinați, hai să nu ne mai... Asta este viitor, asta este calea. Hai să facem așa. Românii nu au încredere în sistemul medical, românii nu au încredere în guvernanți și guvernanții nu fac nimic. Așteptăm să ne dea guvernanții care nu au dat 30 de ani nimic, chiar am luat-o razna. Da, culmea că de data asta guvernul dă ceva, dă acces ușor la vaccin, ceea ce nu vrea să ia sunt măsuri care să deranjeze populația. Asta e tot. El a pus pe masă doar vaccinul și a zis, domnule, asta e. În rest... Domnul Cătălin, de 30 de ani, una e, ce spune guvernul și ce face sunt lucruri cu total diferite, nu au nicio treabă. Bun, asta, da. Corect observație. Hai da. Să vorbim din călei pe ăla, îl scoți din pușcărie și îl faci sfânt. Credeți-mă, am și eu, își bat joc de munca noastră. Să lăsăm guvernul și să-i facem să vină ei după noi, nu noi după ei. Că prea ne uităm la ei ca la sfinți și nu o să ne facă. Deci nu o să facă efectiv niciodată nimic. Tare am impresia că guvernul face ceva după unii dintre noi, dar nu știu dacă după aia care trebuie. Dar politicienii așa se uită. Unde sunt masele mari de oameni și încearcă să le cânte în strună. După care, când se produce necazul, dau vina pe alții. Cum a fost toamna asta. Păi de ce să moare în România? Păi au zis ceilalți, din cauza USR-ului, că n-au luat aia măsuri. Ok, deci asta a fost, e simplă explicația. În rest să spună întreaga clasă politică ce ai de făcut, nu? S-a jucat o carte foarte populistă, ca și acum. Cătălin, salutări, ne sunt din Anglia. Da, bună ziua, Cătălin și eu. Cum e la voi? Bună ziua.
ascultătorilor dumneavoastră și eu parcat pe stânga aici, așa, momentan, e relaxat din punctul de vedere al numărului de cazuri, numărului de decese. S-a reintrodus obligativitatea măștilor a fi purtate în toate spațiile închise și mijloace de transport, dar chiar și înainte de a fi reintrodus această obligativitate, prin supermarketuri, mai ales multă lume purta masca mai mult din dorința de a se proteja, spirit civic, nu știu cum se spun, pe când am fost în țară, asta nu prea... Nu prea? S-a văzut. Nu prea, dar ce aud, sunt în contact cu ce se întâmplă în România, un motiv evident, ne mai întoarcem acolo, la familie, o măsură populistă, din punctul meu de vedere, ca să ajungă la marea populație. Spune-mi, Cătălin, aveți certificate verzi? Cum se procedează? Cum e traiul zilnic? Da, certificate verzi avem. Natura jobului ne-a obligat. Suntem asistenți medicali și eu și soția și fata. Și în sistemul privat, care include azilele de bătrâni, echivalentul din România, al nursing home-ului aici, s-a introdus obligativitatea vaccinării ca să mai ai job, dacă nu li s-a dat un termen limită, cine n-a vrut să se vaccineze a plecat. Și acesta se va introduce și în NHS, sistemul de stat, din câte am înțeles, de prin februarie. Dar certificatele verzi le folosim pentru a călători. Mai mult nu se cer aici la intrarea în mall-uri, supermarket-uri sau așa ceva, nu... Dar numărul de vaccinați este foarte mare oricum. Când ți se cere certificat? Adică în afară de muncă, când te sui în... În tren? Concerte, nu, în tren nu. Concerte, în astea, număr mare de participanți, dar în mijloace de călători în comun, acum transport în comun doar mască obligatorie și da, am urcat în avion acum câteva luni, era masca puțin sub nas, a venit stewardul la mine și a zis, domnul, masca peste nas, vă rugăm. Nu neapărat stă poliția după tine și chiar alți călători pot să-i atenționeze pe ceilalți și nu... Nu e nicio problemă la marea majoritate. Ai zice că viața voastră e mai curând spre normalitate, așa cum te aud, cu excepția... Exact. Din punctul meu de vedere, e foarte normal. Am așteptat cu disperare vaccinul când a început toată treaba, acum 2 ani deja, cu frică, cu spaimă, să mergem la muncă. Toți, cred că am trecut prin asta, care lucrăm în domeniul medical, oriunde din lume, numai în Marea Britanie. Am participat ca martor în spitale, lucrez ca agency nurse, deci merg prin agenții, lucrez în diferite locații. Am participat ca martor la trials, între ăsta mergeau doctorii la patul bolnavului, explica, vrem să experimentăm acest vaccin, de la Oxford mă refer. Da, mi se dădeau date detalii, toate avantajele, dezavantajele. Și omul semna în cunoștință de cauză dacă vrea sau nu. Deci așa s-a ajuns să facă vaccinul prin încercări pe diferiți pacienți, nu Soros și Bill Gates și astea ce se vehiculează în România, din păcate. Din păcate, da. Cătălin, mulțumesc pentru relatarea ta. Foarte interesant. Și aici, atenție, Marea Britanie a avut un guvern neîncrezător. Primele măsuri luate de premierul Johnson în urmă cu 2 ani au fost greșite. Au dus la moartea a mii de oameni. Inclusiv premierul a fost la terapie intensivă și a zis, dom'le, o gripă. După care oamenii s-au adaptat și au învățat ce e mai bine pentru ei. Și da, măsurile, restricțiile din Marea Britanie au fost incomparabil mai dure decât cele din România pe parcursul anului trecut în primăvară. Când nu puteai, practic, să ieși din casă decât până afară să faci câțiva pași. Mădălina, salutare de la București, ne suni. Ce efect o să aibă marea relaxare? Scribnea, în primul rând vreau să vă felicit pentru o carieră impresionantă în radio. Părerea mea poate fi foarte drastică. Vă rog. Am 45 de ani, sunt mama a doi băieți la liceu, 18 și 17 ani, sunt avocat de mai mult de 20 de ani. Eu sunt pentru
vaccinarea obligatorie și susțin acest punct de vedere într-un mod vehement, dacă pot să spun așa. Cum așa? Am ajuns, domnule Striblea, deci asta este părerea mea pur subiectivă, da? Sigur că da, păi toți am suntem subiectivi aici. O generație aici, în care, eu știu, poate sunt considerată cumva comunistă, dacă eu ordin cu plăcere. Asta e deviza. Da, am ajuns atât de egoiști încât să ne gândim că, dom'le, mie îmi trebuie vaccin ca să mă duc la mall, mie îmi trebuie vaccin ca să călătoresc, mie îmi trebuie vaccin ca să muncesc, mie îmi trebuie vaccin ca să, ca să. Deci totul pornește cu eu. Mie îmi trebuie pentru ca să. Nu ne gândim cât de norocoși suntem că trăim în România, unde vaccinul este... este, cum să spun eu, accesibil tuturor, dar cei din Africa, unde nu au acces nici pe departe la vaccin, aia nu sunt oameni. Da? Eu îmi pun, tot timpul ne punem pe noi cu primul plan, da? Nu mi-am pus problema că eu am să mă îmbolnăvesc. Am avut, într-adevăr, COVID chiar întâmplător, chiar în săptămâna în care eram programată pentru vaccinare, cum s-a dat drumul la vaccinare, m-am înregistrat acolo pe platformă, în săptămâna aceea m-am îmbolnăvit de COVID. Mulțumesc lui Dumnezeu, m-am făcut bine, da? Dar chiar așa ne gândim și de când a început chestia asta, în primul rând m-am gândit la cei din jurul meu. Am 45 de ani, mulțumesc lui Dumnezeu, am o carieră frumoasă, am doi copii de care mă mândresc, mă consider un om împlinit, nu... Dacă pot acum ce am mai avut și eu, le-am dus pe picioare, da? M-am pus problema celor din jurul meu. Adică dacă virusul ăsta se transmite așa peste tot, prin aer, le porți pe haine și așa mai departe, chiar nu ne gândim la ceilalți, chiar am ajuns atât de inumani. Săptămâna trecută mama mea a murit, Dumnezeu să o ierte, da? La morgă, așteptând să-i iasă, bine, mama era vaccinată, a murit că era în vârsta, în fine, la spital cardiacă, da? Infarct. Vreau să vă spun că era un teanc imens de oameni care ieșeau de la morgă, adică decedați, da? Și îmi dădea seama care erau cu COVID și care erau fără COVID, fiindcă cei cu COVID, în momentul în care erau preluați de cei de la pompele funebre, obligatoriu se îmbrăcau, știți dumneavoastră, în costumul acela alb, da? Doar cât am stat eu o oră, atât am stat de așa, așteptat să iasă mama mea, doar eu și cu o singură doamnă am avut acces să asistăm la momentul în care defunctul era preluat de pe, mă rog, o masă și pe acolo, în coșul, cum e normal să se întâmple, zic eu. Și mi-am dat seama că noi suntem fără COVID, fiindcă noi aveam acces, adică am primit niște halate, am intrat, am asistat, am ieșit în 5 minute, adică nu am stat acolo să mă lungesc, înțelegeți ce spun, da? Da, da. Da? Deci despre ce vorbim? Vorbim despre următorul lucru, am să-ți despre zic... Despre egoism vorbim. Așa. Eu sunt vehementă. Da? Eu, Mădălina, zic eu aici... Eu sunt vehementă și e poate și extremistă. Zic aici, da, la acest microfon, de foarte multă vreme, că una dintre marile probleme ale acestei societăți în care trăim este că nu ne pasă de moartea altora. Nu știu, e o moștenire comunistă, poate așa am fost noi de tot timpul. Nu e vorba numai de moarte, e vorba de copii care se îmbolnăvesc, oameni care nu au nicio comunitate. Aici, în România, dacă nu s-ai noștri, e mai greu să rezolvi orice problemă. Vorbim de egoism, da? Până la urmă. Un individualist. Și mai este o problemă. Domnule Striblea, dacă îmi permiteți, cum vă spun, nu am spus-o că sunt avocat, că sunt... Nu are nicio legătură, da? O legea este una, modul de aplicare este altul. Practica judiciară este fără cuvinte, da? Mădălina... Îți garantez că... nu s-a întâmplat nimic. Cum explicăm că a început dintr-o dată lumea să vaccineze când s-a spus că nu mai au voie la cumpărături, da? Păi cum? Nu la cumpărături și la locul de muncă. Cea mai mare vaccinare a fost... Îți mulțumesc tare mult, Mădălina. Cea mai mare vaccinare a fost atunci, în momentul în care guvernul a sugerat că ar putea să introducă certificat verde pentru muncă. După aceea lucrurile s-au mai oprit. În alte țări ați văzut care a fost procedura. Apropo de puterea cuvintelor
și de înțelegerea noastră când vorbim împreună. Doamna Lorena Faur scrie pe Facebook, apropo de intervenția lui Cătălin din Anglia, zice așa: aha, deci medicul le explica că vor să experimenteze acest vaccin și îi punea să semneze. Parcă nu era experimental, parcă era sigur. Ceea ce a zis Cătălin, ca să nu avem nicio înțelegere, este că în calitate de asistent medical a asistat la trials. Trials sunt acele proceduri preliminare, adică perioada în care vaccinul este testat. Lunile acelea în urmă cu un an și jumătate, când vaccinul în prima lui fază era testat pe diversi pacienți ca să se obțină rezultate. Despre acel moment povestea Cătălin, nu despre momentele de azi, de ieri cu vaccinarea, că nu te mai vaccinezi dacă ai ajuns deja în spital. Despre asta era vorba în momentul în care Cătălin, asistent medical, ne-a povestit. Trials înseamnă testare, da? Despre asta era vorba. Ștefan, salutare, ne sunt din Germania, cum e la voi? Hai să vedem, poate îl prindem. Ștefan? Nu, Ștefan? Haideți, Marcela, să refacem legătura cu Ștefan, nu știu ce se întâmplă acolo. Salutare, nu ne auzim. Mergem la Dorin din Timișoara. Salut, Dorin! Salut, Cătălin! Cred că politicienii au făcut o mare greșeală că au relaxat legea pentru pandemie, deoarece nu face altceva decât să descurajeze și pe cei care vor să se vaccineze. Și, din păcate, eu am venit săptămâna aceasta din Germania, am fost în Bavaria și am fost la un târg, intrarea la expoziție se putea face numai dacă ai G2+, adică trebuia să fii vaccinat, trebuia să fii testat și buletinul sau cartea de identitate, mă rog, pașaportul. În momentul când oamenii, și mă refer aici mai ales la specialiști și la doctorul Rafila, pune interesul politic deasupra interesului medical, nu mi se pare în regulă. Se duce, de ce zici? Totul, adică de ce crezi tu că domnul Rafila, sau de ce ai impresia asta că domnul Rafila nu respectă interesul medical întru totul? Căci, până la urmă, boala e în scădere. E în scădere în momentul de față. Da. Da. Trebuie să ne gândim că dinspre vest vine deja valul numărul 5 și clar ce se întâmplă în Germania sau ce se întâmplă în Occident se va întâmpla și la noi. Adică orice tratament până la urmă trebuie dus până la sfârșit. Ok, a scăzut foarte bine, dar ar trebui în continuare să se relaxeze condițiile. Ar trebui în continuare să se forțeze, să se vaccineze populația. Iar dacă nu știu, să mai pună mâna pe carte să citească. Cartea nu a făcut rău la nimeni. Acum 200 de ani în Bavaria s-a băgat vaccinul împotriva vărsatului de vânt. Oamenii au fost reticenți, mă rog, biserica și așa mai departe, până la urmă au vaccinat cu forța. Faptul că noi reușim să trăim, să avem o speranță de viață înspre 80 de ani, se datorează tot acestor vaccine. Dar în momentul când tu pui interesul politic deasupra populației tale, adică orice om e conștient că vor urma morți mai devreme sau mai târziu. Vedeți relaxările care au avut loc în vară. Mi s-a părut normal să fim așa de relaxați în vară ca să intrăm în pandemie, în plină pandemie, în septembrie, octombrie. Ce credeți că va fi în ianuarie, februarie? Tot la fel. Deci punctele electorale le vom plăti cu morți. Le vom plăti noi, poporul, că noi plătim până la urmă absolut tot. Și greșelile noastre și greșelile politicienilor. Spre deosebire de, de politicieni, nu ia nimeni la răspundere, nu-i trage nimeni la răspundere. Mai tragem peste trei ani de zile. Ce să le facem? Acum... Peste trei ani cine mai trage? Dar omul care știți, a murit? Degeaba familiile ești... care și-au pierdut părinții? Dar cui îi pasă de asta în România? Îmi pare rău, ar trebui să le pese la politicieni și ar trebui să le explice. N-am văzut capii bisericii să iasă oameni buni. Mergeți și vă vaccinați. A zis patriarhul că s-a vaccinat, sigur. Păi s-a vaccinat patriarhul, dacă spui ok, nu mai intră nimeni la slujbe dacă nu este vaccinat. Nu vi se pare normal că așa ar trebui să fie atitudinea unui lider? Ce asta bună chestiune! Să fie atitudinea unui lider. Oare la bisericile din alte părți cum e? Dorin, îți mulțumesc, stai că vreau să-l întreb pe Ștefan din Danemarca. Salut, Ștefan, cum e la biserică la voi, domnule? Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați primit în direct.
Da, salut. Cum e la biserică în Danemarca? A rămas întrebarea asta în aer. E cu certificat verde? La biserică sau? În Danemarca, în momentul de față, nu avem nevoie de niciun certificat verde. În momentul de față. S-au adăugat niște restricții în momentul de față, doar la supermarkete, și avem obligativitatea măștilor de protecție. Uh-huh. Asta e mai recent, după ce aproape toată populația s-a vaccinat. Cum În urmă cu o săptămână s-a adăugat această regulă. Am înțeles. Și înainte cum a fost? Adică prin ce tipuri de restricții sau de viață ați trecut în ultimul... Maximul în Danemarca de restricții a fost faptul că am purtat mască exact acum în supermarket și numărul de persoane la OPTC sau de la o anumită, anumită organizare a fost limitată. Dar aș avea ceva să vă spun, să adaug, dacă îmi permiteți, sigur, vă rog. Sigur. De exemplu, în momentul de față, Danemarca are 92% persoane vaccinate și cu doza numărul 3 în jur de 45% din persoanele din Danemarca. Dacă îmi dau seama că dacă 92% din persoanele, din toată populația Danemarcei, este vaccinată și au ajuns ea la, sunt aproape de un lockdown, mă gândesc că lumea se întreabă. Și noi cum avem rute în România și și nu numai, discutăm din diferite țări ale Europei. Și mă gândesc care este rezolvarea dacă 92% din persoane nu au putut reglementa viața normală. Nu înțeleg care e și ea. Și poate dumneavoastră vreți să mă ajutați să discutăm acest subiect. Păi, în ce măsură să te ajut eu? Că nu cunosc ieșirea din acest lucru, știu doar ce ajută. Și mă gândesc că Danemarca are astăzi 6.324 de cazuri, nu? Asta exact, este. Exact. Nu am datele în față să vedem câți oameni sunt la ATI, că și asta e foarte interesant, și câte persoane mor din aceste 6.324. Și trebuie să mă uit după aceste date, să-mi dau seama cât sunt. Astăzi sau ieri au murit 9 oameni. În România, la 1200 de cazuri pe zi, mor 100 de oameni. Ți se pare o soluție în momentul ăsta? Hai să vedem și la spitalizări, că există aici la spitalizări. Ia să vedem. Și dacă mai am sunt, timp, vă rog, ascultă-mă o secundă. 430 de oameni în spital la 6300 de cazuri pe zi, iar la terapie intensivă sunt 50 de oameni. În România doar astăzi sunt 800. Cred că vaccinarea 92%, cred că zice ceva în condițiile astea. Da, corect. Și dacă îmi permiteți, vă rog să vă răspund și la întrebarea emisiunii pe care ați început această emisiune de astăzi. Eu cred că România nu cred că a făcut foarte bine, pentru că au relaxat puțin restricțiile din punct de vedere al numărului de cazuri, deoarece știm că va veni valul 5 și eu cred că aceste restricții vor agrava situația mai mult într-un fel sau altul. Bine, nu știu, o să vedem. Așteptăm momentul respectiv. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan din Danemarca. Poate că această vestea bună a zilei, să știți că noua tulpină, după teste de-astea foarte mici și nu știu cât de relevante, arată că nu e mai periculoasă decât Delta și că poate vaccinurile ar mai face câte ceva. Alin, în Germania, cum e? Bună ziua, domnul Stribla, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Prima dată când intru în direct și am emoții. Mulțumesc, să știți că vă încurajez pe toți. Dar e foarte simplu, stai de vorbă cu mine și îmi povestești cum e la voi. Am să încerc. Am să revin la antevorbitorul dumneavoastră și am să confirm ce a spus. Într-adevăr, din pacienții care se infectează cu virusul respectiv, chiar dacă sunt infectați, cum am zis, cei care sunt vaccinați ajung într-un procent foarte mic pe terapie intensivă, iar din procentul acesta foarte mic, foarte puțin ajung să moară. Deci ăsta este mesajul care trebuie să ajungă mai departe. Apoi, în legătură cu românii care sunt sceptici și care nu cred în guvernanți,
Ăsta este un lucru care nu se aplică în, doar în, doar în România, se aplică și în străinătate. Iar din punctul meu de vedere, scepticismul românilor nu are de-a face cu guvernanții, ci are de-a face cu spiritul nostru civic, care din punctul meu de vedere lasă de dorit. Și vă zic chestia asta pentru că am pacienți români în Germania care gândesc, la fel ca pacienții din România, iar pacienții, oamenii din Germania, în principiu nu au legătură cu guvernanții din, din România. Dacă m-am făcut înțeles. Înțeleg ce spui, adică e aceeași doză de scepticism, dar, exact. Dar până la urmă vaccinarea este mare, măsurile restrictive au existat și posibil că există în continuare. Adică... În legătură cu măsurile restrictive, vreau să vă zic că de astăzi se aplică așa numitul 2G. 2G, tradus în germană, genezen oder geimpft, adică trecut prin boală sau vaccinat, iar cei care nu au green pass-ul, care nu au trecut prin boală sau nu sunt vaccinați, nu mai au voie să meargă la restaurante, în mall-uri și așa mai departe. Nu pot să meargă decât să-și facă cumpărăturile de zi cu zi, ca să zic așa. Și cei testați, adică dacă sau numai cu certificat verde? Numai cu certificat verde și există și cei testați la care se poate face așa PCR-ul. Dacă au PCR, pot să meargă să facă cumpărăturile, ca să zic așa. Crezi că toate astea funcționează? Adică dau rezultate sau vor da rezultate la un moment dat? Din punctul meu de vedere funcționează și vor da și rezultate. Problema și în Germania știți că sunt 70% din populație este vaccinată aproximativ. Dar având în vedere că Germania are 80 de milioane de locuitori, mai rămân cei 30% care reprezintă undeva la 20 de milioane. Deci eu mai mult decât populația României nevaccinată. Sunt și aici sceptici, sunt și aici oameni care nu cred în vaccin, iar chestia asta perpetuează îmbolnăvirile, ca să zic așa. Corect, pentru că proporția e mare. Mulțumesc tare mult! Alin ne-a sunat din Germania. Cred că Iulia, mai avem un pic de timp. Iulia, salut, de la Sighișoara, din mijlocul țării. Bună ziua! Da, din mijlocul țării. Bună ziua! Sunt Iulia. Da, măsurile acestea de relaxare cred că induc populației acum ideea de neluare în serios a situației. Vaccinați nu suntem, măști nu purtăm, de distanțare nici nu mai vorbim. Sunt mama a trei copii, băiatul cel mare este la liceu, în toată clasa sunt foarte puțini copii ce poartă mască. Cel mijlociu este în clasa a patra. Acolo chiar am avut o problemă serioasă cu purtarea măștii în interiorul clasei, către deloc. Parcă jucăm alba neagră. Uite, testul la școală, dar nu e obligatoriu. Adică avem încredere, mergem pe încredere într-o țară unde vaccinul l-am, adică testul l-am falsificat, vaccinarea am falsificat-o și noi mergem pe încredere și pe relaxare. Cred că e absurd. Am fost în Italia acum o lună. Peste tot, absolut peste tot, Italia era atunci la procent de 1,6, noi eram la 11, era tragedie la noi. La ei, față de noi, clar, ar fi trebuit să fie mult mai relaxați. Toată lumea, absolut toată lumea purta mască. Nu am văzut în toată Roma, în metrou, pe nimeni fără mască în 5 zile. Pentru noi aia a fost o relaxare, pentru că și copiii au văzut că da, putem să funcționăm normal dacă facem așa cum facem noi de fapt acasă, dar se uită toată lumea chiorâși la noi. Ce concluzie bună! Acum, sigur că vor veni niște momente mai bune, mai vesele, o să scăpăm un pic de presiunea asta, poate și noi o să facem mai puține emisiuni pe tema asta, că vom fi mai relaxați, stau cu inima strânsă pe
pentru ianuarie și îmi doresc o doză foarte mare de noroc și sper ca măsurile propuse de doctorul Rafila să fie eficiente. Marian din Israel, îmi pare rău că astăzi nu putem sta de vorbă, dar promit că reluăm tipul ăsta de emisiune și sper să fii și atunci pe fază. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.